facem acum? Nu cred că a fost o idee bună să plec de acasă. Chiar a fost o idee proastă să plec de acasă. Sper să nu mă audă părinții. Da, cam răcoare aici ca să trăiesc. Dar ce să fac? Am spus la părinți că plec de acasă. Cum o să treacă noaptea asta când-mi foame? Oh, mă duc în cerceșor să iau ceva de mâncare. Acolo intrarea în casă. Trebuie să mă descalz ca să nu fac murdărie în casă. Salut, tata. Salut, Alex. Ce cauți acasă? Tu parcă ai plecat de acasă. Mi s-a făcut dor de voi și m-am întors acasă. Și plus la asta nu aveam bani și nu aveam unde să mă duc. Mă bucur că ți-ai învățat lecția. Și de asemenea, nu trebuie să te superi că tata îți face un prank sau o glumă. Și să știi că noi nu te-am lăsat, într-adevăr, cu adevărat să pleci de acasă, da? Noi eram cu ochii pe tine. Și nu știam că tu te-ai urcat în pod. Da, pentru că te-am auzit de jos. Și mă bucur că te-ai întors.
mami, cu tati te iubești. Hai bine, tata.